Hello, hello! Hai să vedem care este energia zilei de joi, 22 iulie, o zi de tranziție în care soarele trece din zodia racului în zodia leului. Hai să descoperim împreună mesajele cărților de tarot pentru această zi, folosind o singură carte. Wow! Foarte, foarte frumos! În această zi a ieșit Arcana Majoră Îndrăgostiții, o carte care ne vorbește despre alegeri. Astăzi aveți de făcut o alegere. În această zi de tranziție, în care atât energia astrologică, cât și energia zilei este în transformare, ai și tu ocazia să participi activ la această transformare care se întâmplă în universul înconjurător. Cum? Prin alegerile pe care le faci. Atât în relația de cuplu, cât și în cariera ta, în studiile tale, în relațiile tale de prietenie, în relațiile tale de familie. Peste tot astăzi ai de făcut mii și mii de alegeri, care pot să-ți schimbe într-o mai mare sau mai mică măsură cursul destinului. Prin urmare, astăzi este foarte important să ai mare grijă la lucrurile pe care le alegi, cu cine îți petreci timpul. Ce gânduri permiți să-ți invadeze mintea? Cum te folosești de aceste minute și secunde prețioase pe care le ai la dispoziție în această zi? Dacă nu ești într-o relație, astăzi e posibil să-ți întâlnești sufletul pereche. Dacă de ceva vreme îți tot cauți un loc de muncă, astăzi este posibil să primești o ofertă care să fie oferta perfectă pentru nevoile tale, pentru cunoștințele tale, pentru dorințele tale în carieră. De aceea e foarte important să îți asumi responsabilitatea deciziilor tale, a gândurilor tale, a acțiunilor tale, a vorbelor tale și să ai grijă să te gândești de două ori astăzi înainte să faci o alegere. Nu vreau să fii speriat sau speriată, pentru că lucrurile pot să iasă foarte frumos, această arcană majoră este una foarte pozitivă, dar trebuie și tu să fii un participant activ. Aici universul nu-ți dă pe tavă, Dumnezeu nu-ți bagă în buzunare norocul, trebuie și tu să întinzi mâna și să faci ceva ca să profiți de această energie atât de frumoasă. Dacă ți-a plăcut interpretarea mea și vrei să vezi mai multe mesaje de la cărțile de tarot, mai multe etalări, te invit cu mare drag pe canalul meu de YouTube, unde am pregătit o grămadă de surprize pentru tine. Pa, pa!